dimineață ziua. Când vine furtuna, toți oamenii o văd, zice Domnul. Dar iată când este noapte și oamenii sunt cufundați în somnul lor, ei nu văd. Iată ce zice Duhul Sfânt. S-a lăsat întunericul greu. Și iată, în noaptea aceasta voi face o schimbare mare. Voi dezlănțui o furtună năprasnică, zice Domnul. Dar iată, pentru ai mei nu va fi, zice Domnul, luat prin surprindere. Căci poporul meu va cunoaște ceasul și clipa, zice Domnul, căci eu însumi sunt lumină și mă voi covori la ei, zice Domnul, ca să-i aibă protecția care eu o dau sfinților. Glaud au fine, glaud santo, nu vă faceți planuri mari de viitor, căci iată, va fi prin surprindere furtuna aceasta și va cuprinde tot pământul, zice Domnul. Dar pentru ai mei va fi o zi deosebită sub soare, căci iată, Duhul meu se va plimba printre ei, zice Domnul, va întări pe cei slabi, să iată, mâna mea va rămânea întinsă ca o dinioare, când voi se-a întins asupra mării, așa va fi, zice Domnul, în ziua aceea. Viu este Domnul, ziua se apropie și nu este mult până atunci. Aveți grijă, stați în veghere, că ziua aceasta este Domnul.